mergem la Balamut. Dacă vom pe articole funerare. Ce te tu cu tot la fel? Ne să facem. Nu, doamne, ați sunat Lili pe dumneavoastră și ați, nu știu ce care a fost discuția. Da, da, n-a zis că pleacă Cernat. N-a fost vorba cu Cernat. Cernat. Era acolo, nu pleca omul. Dar a zis că pleacă și vrea Cernat să plece și vrea să mă... și vă duceți cu el? Ce dracu? Vorbiți așa pe codificat? Păi da, eu știu că da, așa s-a întâmplat. Eu n-a zis așa. N-a zis că pleacă Cernat. Nu, Cernat ar putea să plece în noastră. Doamne ferește! Și nu știu care a zis că nu mai plecați, că... Lili! N-a zis, mă, Lili! Păi eu i-am zis, dacă Cernat a plecat, am întrebat, Cernat nu era plecat? Nu! Nu, era acolo. Nu mă interesează de fiecare dată. El n-are niciodată. E stat în stat. Nici o problemă. Eu ți-am spus că nu e... e peste puterile mele să înțeleg aminte. Dar când îți faci joc de un om, să știi că îți faci joc practic de tine. Că zici că ești șmecher, că păcălești, că... în fine. Micșoare, sentința când taci. Deci amândouă copierele, unde am ajuns? Acum suntem unde? La Cina. La Cina suntem acum. Ne ducem direct. Păi dacă o luam direct pe aici ca tine, eram direct pe aici. Păi eu nu cred că e așa ca la tine. Nu mai contează. De ce nu facem mașină? E tren? Vreți să plecați cu domnul Cernat direct așa, numai pe chestii, așa pe... De ce nu s-a întrebat așa? Să mă duc în oraș.
Ieri încă la 5. Percutești și tu, Drăgoșel, Mințel? Ce? Uite-te. Ești prin zona? Uite că mă înjură pe un pic, că mă trece bine. Dar vreau să mă înjură tare, că nu are rost în mare efect. Și dacă nu ce tare în mare efect. Nu prea mă, că sunt de sub. Ești de bine, e o pată cu asta de cază. Dar cu asta ne cază, ce mai ai dacă? O iau cu tramvaiul. Odată trecut de semafor. Am, lasă-mă, dracule, că o să fie la podul ăla acolo și adă dracine aia. Păi și ce, nu putem să mai strângem? Păi 5, până trambesăm asta se face 5 și un sfert. Păi, nu e. A, nu. Pe mine chiar trebuie, dar nu mă lăsa, că zici că din de la... Nu mă lăsa așa, din păcate, și așa, lasă-mă, du-mă, acasă. Că n-am, am ajuns să nu mă... cu șanțaneale, cu nenorociri, nicio băiță, nicio... Și duminică, de aia spune dura, că ne întoarce în vreme. Ca să avem loc, ca să ai loc. Că m-am gândit eu când am venit de la Gara de Vest până aici, duminică, că am venit cu 100 de dolari. Tot doi, care te-a venit. Mă gândeam când am trecut acolo.